La PC Garage, orice procesor achiziționat împreună cu orice placă de bază plus orice placă video îți aduc cadou o carcasă bine răcită. Salutare, mamă, ce sunt Electoratul și bine v-am găsit din nou la un draft pe canalul nostru, Food Draft. Aici așa și o să intrăm în acest Food Draft cu niște bănuți și să vedem ce ne pică astăzi. Băieți, știți că eu sunt cam începător la FIFA pe berge, am reușit să-l bat nu știu cum, dar în rest pe ceilalți nu prea pot. Sperăm că o să avem noroc astăzi. Ia să vedem ce formație alegem noi. Avem un 4-1, 4-1, 5, dar nu, cred că o să joc 5-3-2 ăsta, 5 fundași, sigur, asta îmi place, 5 fundași, fratele meu. Ia să vedem capitanul echipei, băieți, îl luăm pe Inzaghi, nici nu știu cum se pronunță, cred că fără discuții. Ia să vedem totuși ce avem pe aici, pe la... Avem weak foot 3 stele, skill moves 3 stele, slab rău, frate. O să le iau pe ăsta totuși și mă gândesc că o să-mi dea ceva mai bun, pentru că ăsta sau Suarez e cam același lucru, sincer, dar nu e bun. E o legendă, dar nu e bună. Super, super, avem aici ceva. Uite, o să le iau pe ăsta, frate. Pe ăsta... Foarte slab oricum, nu mă așteptam sincer la ceva atât de slab. Arthur, Eriksen, Sissoko, l-aș lua cred că pe Arthur ăsta, să mergem pe frumos pe Spanium. Weak foot 3, skill moves 4, Sissoko, mamă, ăsta e slab rău de tot, weak foot 2 ăla, dacă trag cu el la poartă, Rodri. Mă, nici ăsta nu e rău, sincer, cam puțin, pe, da, nu pot să refuz pe Arthur ăsta. Îmi place cum se prezintă. Ia să vedem cine mai e de aici. Avem pe Verratti, mamă, îmi place de mor Verratti. Dar cred că o să luăm pe Rakitic pentru că face chimie bomba acolo. Cu... Deci nu stăm pe gânduri cu Arthur. Ia să vedem și aici în partea asta. Avem pe Nombele, Bernardo Silva. Mamă. Cred că o să le iau pe Vas, sincer. Și vedem altceva că nu stau bine deloc acolo în porțiunea. Ia să vedem, fundaș dreapta. L-avem pe Carvajal, Alessandro, 53, da, fără discuții, Carvajal. Ia să vedem și fundaș central aici. Pe cine avem? Felipe Varela, Sule, Pepe. Sule nu face nimic cu nimeni. Băi, frate, foarte ciudat draftul ăsta. Paolo, nimeni nu face cu nimeni, ești nebun. Dacă l-aș lua totuși pe ăsta și l-aș muta pe celălalt în mijloc, pe Rakitic, cred că ar fi bine. Cred că o să le iau pe ăsta, pe Felipe ăsta. Nu uităm pe Rakitic aici și facem un pic de chimie. Încât stă ăsta, stă în 7. Nu e chiar atât de rău. Ne stă Carvajal în puțin, dar e ceva. Hai să vedem și mai departe. Dejen, Piqué. Bun, tati, Piqué. Piqué ia chimie perfect acolo. Ăștia doi între ei nu ia, dar Piqué cred că e perfect. E și Team of the Year. Team of the Year, Piqué. Super, super. Sau nu? E Team of the Season? Cred că e Team of the Season, nu e Team of the Year. Van Dijk, wow. Nu pot să-l refuz pe Van Dijk, credeți-mă, nu pot să-l refuz. Bine, chimia stă foarte, foarte slab chimia. Bine, având în vedere că nimeni nu-mi dă chimie, cred că pot să le iau lejer pe Van Dijk. Piqué și Van Dijk în apărare o să fie demențial, demențial. Ia să vedem, avem aici pe Alexandru, blablabla. Băi, frate, nu mă ajută deloc chimia astăzi, nebuni. Deloc chimia, deci mă sparge chimia asta. Să iau pe ăsta. Pamă, ce chimie am făcut, frate, slab, rău de tot, rău. Nu știu ce mi-a dat portarii ăștia foarte, foarte aiurea. Cred că o să le iau pe Ederson, joacă la Manchester City, frate. Ia un pic de chimie acolo. Și cred că el o să fie 73, 76, Oblak, era mai bun Oblak, mult mai bun. Dar credeți-mă că mi-e tare frică, pentru că nu am un portar, dacă era un portar spaniol aici, da. Paolo, 7-6 chimie, slab, foarte slab. Mă încurcă și atacantul ăla din stânga de sus de acolo. Îmi trebuie un atacant mai ca lumea, frate. Ăla e vai de steaua lui Dembele. Right backer. Nu mă ajută absolut nimic aici. O să le iau pe Dembele. Nu prea, n-am ce să fac cu el ca și right winger, pentru că nu avem formația de right winger, sincer. Ia să vedem mai departe. Marcelo, Team of the Year, te pup, tati. Mamă, beleaua e că nu ia acolo Mbappé. Nici nu știu pe cine să iau, să le iau pe Mbappé, dar unde să-l joc? Așa, avea unde să-l joc ca super sub. Ideea e că nu știu cât de mult m-ar ajuta, dar cred că m-ar ajuta mai mult Marcelo, sincer. Și luăm și-l băgăm aici, în locul ăsta, să vedem chimia. Da, plus 5, ok, super. Team of the Year, Marcelino! Da, aici trebuie să ne dea și nouă ceva bun, frate, trebuie. Suarez, striker de 95. Bă, Suarez acolo ne ajută mult, mult de tot. E perfect Suarez acolo, wow. Suarez aici intră ca pumnul în ochi.
Iau un pic de chimie, stă în 10. Vasă ăsta de aici, mă cam încurcă. Mai departe, trecem mai departe. Aubameyang, Sterling. Mamă, îl ador pe Sterling, frate. Deci îl ador pe Sterling, mi se pare super, super bun. Cum ține de minge? Ia să vedem ce avem aici. Weak foot decât 3? Skill moves 4. Mă așteptam la altceva din partea lui, adică după cum îl știu eu că se controlează în joc, vine și card inform, nu e cine știe ce. Îți trebuie pe Aubameyang. Oricum, pe Aubameyang, sincer, l-aș băga în locul lui Suarez. Sau în locul lui Inzaghi, cum l-o chema. Striker, nu mă ajută niciunul de aici. O să le iau pe Sterling, da. Nu mă ajută, absolut deloc nu mă ajută. Bă, o legendă, ceva. Casemiro, cât de mă. Am unde să le joc pe Casemiro. Bă, dacă îl iau, cred că le iau pe Casemiro și facem noi o măgărie din asta. Bun, Casemiro, tată. Mai departe, trecem mai departe. Cât de mă, nu mai întrebe, sincer, nu prea am ce să facă să le iau high rated, da. Un portar m-ar salva, un portar spaniol care se joace în Anglia. Dar nici nu știu dacă sunt, trebuie să fie. Dar niciunul nu e bun aici, sincer. Un fundaj dacă am prinde Sergi Roberto și Felipe Luis. Pe Felipe Luis n-am unde să-l bacă în locul lui Marcelo. Marcelino acolo face treabă bună. Sergi Roberto e în dreapta, ar veni în locul lui Carvajal. Cred că o să le iau pe Sergi Roberto. Și cred că dacă îl bag pe Sergi Roberto în locul Carvajal, da, mai scot. Opa! Mult mai bine aici. Ok, deci aparent dacă facem noi așa, aici este suntem mult mai câștigați. Aici ne scade, aici ne crește plus 4. Așa o să facem, băieți. Avem 99 chimie, am făcut 100 cu managerul, bun. Bun, e bine. E bine ce s-a întâmplat aici. Portarul, ia să vedem portarul. Nu cred că ne ajută nimic de aici, sincer. Uite un spaniol care joacă la Real Madrid, Kiko Casilla. Da, sincer. Dacă iau manager, o să fac chimie destulă, deci nu cred că am nevoie de ăsta. Cu ăsta sigur așa ce chimie mult mai mare. Da. Ia cum merg să am chimie ăștia. Da, nu e mare diferență, sincer. Carvajal stă rău în chimie, trebuie mutat, dar asta e. Bă, hai să ne luăm și fundașul și ăsta și managerul. Sigur o să facem 100 cu un manager aici. Măcar unul trebuie să ne dea cineva. Hai mă. Nu-mi spune. 100. Oh, 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 cât de forță e ăsta. Mamă, voi vedeți câți jucători mi-a asta. 2, 4, 6, 8 jucători. Ești nebun, plus rezerve. Super, ăsta e. Ăsta rămâne. Bă, avem 189 rating. Bine, nici nu i-am aranjat pe toți pentru că... totuși am fi putut scoate ceva rating. M-am pe Sterling. Niciodată Aubameyang sus în vârf acolo. Van Dijk în locul lui Carvajal. Și mai avem ceva pe aici. Linebacker. Bă, sincer, ceva mai bun decât avem noi deja. Nu avem. Aș putea să bag pe Sterling în locul lui Casemiro. Nici nu știu. Weak foot 3, skill moves 2. E slab, rău Casemiro, frate. Cred că îl bag pe Sterling acolo. Weak foot 3, skill moves 4. Da, clar, îl bag pe Sterling în locul lui Casemiro. Și asta e, deci astea cele 3 schimbări ale mele. Sper să nu fie bulangiu de la de mă scoate afară din meci. Îl cheamă Romico, nu cred că e bagabont, nu cred că e bulangiu. Ba da, nu, te rog eu, nu din nou, frate, nu, ieși, nu pot să ies. Să-mi ba picioarele. Măi, fraților, ce noroc am eu la FIFA. Faceți pariu cu mine că mi se blochează. Faceți pariu cu mine că e de la glitchuit care se blochează. Mă chinui atât să-mi fac echipa, frate, ca să-mi blocheze un animal din ăsta jocul. Vă garantez, fiți, îți dau pas să se blochează. Ia uite. Ce vă zisei? Bine, noroc că nu s-a blocat și că am trebuit eu să pierd meciul. Dar eram sigur că așa se întâmplă. Și știi ce mă enervează pe mine cel mai tare? Nu-mi pune victorie, frate. Asta ar fi trebuit să fie victorie. Eu dacă ies la 0-0, am pierdut. Dacă lui iese la 0-0, eu de ce nu câștig? N-am înțeles niciodată treaba asta. Pooo! Are și el Marcelo Team of the Year. Avem un Neymar Team of the Season. Striker, mama, are echipă mult mai bună ca a mea, părerea mea. Cred că am mobul fix pe tabela de scor și pe minute, frate. Cred că e fix acolo. Sunt un dobitoc. Și nici nu știu dacă am cum să o mut. Da, e fix acolo, băieți. Pare rău. Hai. Ok, nu a vrut să-mi ridice mingea, nu înțeleg de ce. A dat cu el jos în picioare.
Deci nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo în apărarea mea. Nu înțeleg ce s-a întâmplat în apărarea mea. Deci nu înțeleg ce s-a întâmplat în apărarea mea, frate, nu înțeleg. Deci dintr-o dată a trecut ăla prin... What the fuck? Trebuie să văd cum deschid un pic jocul aici, băieți, că mă mănâncă omul ăsta. Ce șut a fost ăsta, Aubameyang? Ce a fost asta, Aubameyang? Ce a fost asta? Ce șut a fost ăsta, frate? Deci nici măcar nu a încercat să tragă unde trebuie. Mamă, ăsta mă nebunește cu aia de de întoarce așa. Virgil van Dijk. Sigur. Băi, frate, am apăsat să... Deci nu te cred așa ceva, nu te cred. Am dat să dea scăriță. Voi ați văzut ce a făcut? Am dat să dea scăriță. Am dat cu amândouă să dea scăriță. Nu, n-a vrut. Deci n-a vrut să dea scăriță. Deci, mă, face o schemă ceva, mâncaia și talentul lui să-l mănânc. Nu te cred! Băi, portarul meu nici măcar nu s-a chinuit să sară! Băi, ce se întâmplă cu jocul ăsta? Ia, deci am băgat umărul în fața lui. Da. Cum a driblat portarul, frate? Nu, deci în meciul ăsta eu nu înțeleg absolut nimic, băieți. Din meciul ăsta eu nu înțeleg absolut nimic, mă credeți? Nu te cred, deci... Cere ceva de la meciul ăsta, vă rog eu frumos, cere ceva de la meciul ăsta. Cere ceva de la meciul ăsta, vă rog eu frumos. Deci mai cereți voi ceva de la meciul ăsta, că eu nu mai am ce să cer. Hai, Sterling, gati. Mă, mir în puii mei, minutul 83, de-abia a reușit să intre un gol. Hai, lasă-mă în pace de joc, scârboși ești. Deci nu înțeleg, frate, bare în primul mate, primul gol, nu înțeleg cum a ajuns omul ăla acolo. Da, băi, și uite cum am pierdut eu, am 0 win-uri, cum ar veni, pentru că primul meci care ăla a ieșit nu mi l-a pus ca victorie, deși așa ar fi trebuit, pentru că eu dacă ies la 0-0 eu pierd, dar mă rog. Zicem că nu era câștigat, hai să vedem și premiile. Ia să vedem, avem ceva bun de aici. Ne pică vreun icon, vreo ceva, de unde să ne pice nou așa ceva? Da, normal că nu ne pică absolut nimic. Băgăm totul frumos în club. N-avem nevoie de ei să-i vindem în acest moment. Ia să vedem ce mai avem noi pe aici. Gold pack, yay, nu le-a dat nimica. Super, bine bossule. Absolut nimic din nou și mai avem un pack. Mi se pare că ăsta era, nu ne-a dat nouă premium gol pack, cred că. Și să vedem dacă pică ceva și din ăsta, deși nu cred. Da, super, absolut nimic, Baseli. Super, super, cam atât a fost, băieți, și cu acest draft. Din păcate l-am pierdut din primul meci. Nu știu ce s-a întâmplat cu noi, să zic așa, dar am pierdut din primul meci. Băieți, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați voi acolo un like și noi, desigur, ne vedem data viitoare. Vă pup, pa, pa.